Bună ziua! Bună ziua! Luați loc, vă rog! Și vă prezentați, vă rog! Eu mă numesc Brânz Victor. Am prezentat în fața noastră pentru a participa la interviu de selecție candidatul la funcția de procuror, șef al Procuraturii Anticorupție. După cum ați spus, v-ați prezentat la acest interviu și aveți în fața dumneavoastră de membrii Consiliului Superior al Procurorilor, aveți recuzări față de ei? Nu, credințez. Și dacă vă susțineți cererea în continuare, pentru participare la acest concurs, da. Vă mulțumesc. Și acum următoarea întrebare, de fapt, o să fie ca și să intrați dumneavoastră, să vă prezentați obiectivele și de ce ați aplicat la acest concurs. Am aplicat la acest concurs pentru că consider că experiența pe care am acumulat-o eu pe parcursul activității mele profesionale și experiența personală va fi de bun augur pentru sistemul procuraturii și în special pentru Procuratura Anticorupției. Am activat în această procuratură, cunosc aspectele activității acestei instituții. Aș vrea și consider că există aspecte care ar putea duce la îmbunătățirea activității, la mărirea performanței. Respectiv, din acest considerente am aplicat la acest concurs. Și ține de obiective, iarăși, în dependență de rezultatele acestui concurs, în cazul în care îmi veți acorda încrederea și mă veți, zicem, împuternici sau voi accede în această funcție, consider că ca obiective în viitor, pentru Procuratura Anticorupție, urmează a fi stabilite, în primul rând, sporirea eficienței acestei instituții, creșterea eficacității în activitate, creșterea responsabilității angajaților, sporirea interacțiunii cu alte instituții de combatere a corupției și instituții publice, precum și sporirea transparenței sau creșterea transparenței în activitate, digitalizarea acestei instituții și respectiv exercitarea funcțiilor care sunt atribuite prin lege. Asta este ca răspuns la întrebarea noastră. Vă mulțumesc. Aveți timpul ca să prezentați obiectivele care au fost proiectul dumneavoastră prezentat sau trecem direct la întrebări. Cum vă este mai comod? Pentru că, de fapt, am făcut cunoștință pe care cu conceptul de management. Dacă membrii Consiliului au făcut cunoștință cu conceptul de management pe care l-am întocmit și l-am prezentat, eu... punctele foarte din acest concept ca să vă le expuneți. Da. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este esențial în activitatea oricărei instituții ar fi sporirea, în primul rând, încrederii în această instituție, cât și colaborarea pe interior în cadrul instituției între angajații acestei instituții, pentru că fără o bună activitate, colaborare și o bună înțelegere între angajați, rezultatele o să fie minime, respectiv o atmosferă de lucru, încredere, profesionalism, responsabilitate și dăruire. Asta eu cred că e ceea ce trebuie să stea în capul mesei la o instituție, în special din combaterea corupției. Consider că importantă ar fi și colaborarea cu alte instituții,
cum ar fi Curtea de Conturi, Agenția Națională de Integritate, pentru că prin o mai bună colaborare cu aceste instituții, consider că s-ar obține mai bune rezultate, ar fi posibil obținerea mai multor informații privind comportamentul funcționarilor publici și persoanelor cu demnitate publică, respectiv s-ar obține mai multe rezultate în activitate și ar fi posibile exercitarea multor măsuri de prevenire a corupției, ceea ce, din punctul meu de vedere, prevenirea corupției nici de cum nu este mai puțin importantă decât combaterea ei. Totodată, colaborarea cu mass media și oferirea unor informații obiective privind activitatea instituției, de asemenea, eu consider că poate aduce doar beneficii activității. În linii mari, cam asta. Vă mulțumesc pentru întrebările, vă rog, domnule Brânză. Eu am o întrebare cu privire la credibilitatea procuraturii, instituției procuraturii în general, sau mai bine spus, lipsa credibilității. Nu este un secret pentru nimeni că credibilitatea în instituția procuraturii este destul de joasă. Cauzele sunt multiple. Eu am adus celorlalți candidați trei exemple. În primul rând, procuratura, din păcate, a contribuit la chiar și la crearea de majorități parlamentare, contrar legii, majorități pe care nu le-a votat nimeni, da? Un fel de arogare de la sine puterea, puterii de stat. Sau, de exemplu, acel caz destul de rușinos, când 600 de procurori din 670 au semnat pentru ca să fie, au semnat cumva împotriva destructurării regimului oligarhic și pentru conservarea acestuia. Sau avem exemple mai noi când procuratura a contribuit la ceea că personaje în raport cu care există mari dubii sau bănuieli rezonabile că au comis jafuri din bugetul de stat au fost lăsate liber să pleacă, să plece din țară și însăși procesul de extradarea lor este destul de complicat și lucrul ăsta nu este un secret pentru nimeni. Întrebarea mea, în contextul lipsii de credibilități la momentul de față, ce ați face dumneavoastră pentru ca instituția procuraturii să-și obțină încrederea în fața societății? Pentru că eu consider personal, atâta timp cât nu există încredere, nu poate exista o procuratură care ar fi specific într-un stat de drept veritabil. Mulțumesc. Procuratura, în general, ca instituții publice și Procuratura Anticorupției în special, nu pot realiza obiectivele și funcțiile pe care le au de unele singuri. Procuratura Anticorupției sau Procuratura în general face parte dintr-un sistem. Respectiv, activitatea fiecărei verigi din acest sistem duce la rezultatul pe care îl înregistrează în general toate instituțiile și de aici se formează percepția socială asupra rezultatelor sau a ceea ce face efectiv această instituție. Da, într-adevăr, rezultatele pe care le înregistrează Republica Moldova la aspectul credibilitate pe plan extern, indicatorii de performanță pe care Republica Moldova îi raportează și rapoartele instituțiilor internaționale arată că calitatea instituțiilor per general în Republica Moldova este la un nivel scăzut. De aceea și rezultatele nu pot să fie la această etapă unele ridicate sau mari, pentru că totul este legat. Respectiv, analiza sistemică și influența sistemică asupra
întregului complex de instituții, din punctul meu de vedere, este cheia succesului și iarăși, sporirea colaborării, sporirea eficienței și transparența. Pentru că atunci când o instituție arată transparent ce face, demonstrează o anumită performanță într-un anumit domeniu. Să zicem, pe segmentul, v-ați referit la persoane publice sau politici care au, se presupune că au comis sau sunt anumite informații că au fost implicate în anumite fraude. Respectiv, pe acest segment, instituțiile, fiecare în parte, trebuie să-și facă lucru, să raporteze, să informeze persoanele sau să informeze publicul ca să se vadă, să se știe. Și respectiv aici apare, se vede care instituție este nefuncțională, unde sunt neajunsuri și unde urmează să se acționeze. Ce ține de aspectul că procurorii s-au expus sau au încercat să formeze sau au, s-a format așa o realitate că procurorii au încercat să formeze semnături, alianța asta, majoritate parlamentară, eu nu cred că pot să mă expun cu părerea asupra acestor fapte. Procuratura trebuie să fie apolitică, categoric, altfel nu o să fie niciun rezultat, niciodată. Procurorii nu trebuie să fie influențați și trebuie să existe, din punctul meu de vedere, o încercare sau o tendință de a exclude influențele asupra procurorilor care își exercită sau care duc nemijlocit dosarele. Pentru că acești procurori trebuie să fie asigurați. O persoană nu poate să activeze eficient dacă știe că nu are siguranță, nu are condiții, este persecutată și risc interpretări sau aluzii asupra, în primul rând, onestității, cât și integrității sale. De aceea, rolul de bază pe care trebuie să-l aibă în sporirea eficienței sunt persoanele care conduc aceste instituții, conducătorii instituției trebuie să iasă în fața presei, conducătorii instituției trebuie să colaboreze și să discute cu organizațiile non-guvernamentale, cu societatea civilă, iar procurorii care exercită nemijlocit și ofițerii de urmărire penală și membrii grupelor operative sau care exercită, trebuie să aibă siguranță și liniște în vederea asigurării sau exercitării funcțiilor sale. Hărțuiala aceasta care există permanent, că oricine din membru grupului poate să fie scos din grup, influențat într-un fel, niciodată nu o să ducă la nimic bun. Vorbesc și din experiența mea personală, pentru că am fost și eu procuror și cunosc anumite subtilități a exercitării unui dosar nemijlocit, inclusiv dosar de rezonanță, când în loc să-ți faci lucru, trebuie să iei dosarul, să faci note informative și să duci efectiv documentele, să le lești pe masa cuiva. Nu e ok. Da. Domnul, poți să începi să spui? Vreau să mă întreb despre problema majoră care există la moment în cadrul sistemului justiției. Multe persoane despre care se știe bine reieșind informații oferite de însuși procuratură sunt fugiți din țară. Procedurile de extradare merg foarte greu. De asemenea, mulți bani furați din Moldova se aflau sau încă se află pe teritoriul altor jurisdicții. Situația nu este bună nici chiar acum, când față de Republica Moldova există deschiderea din partea actorilor externi. Întrebarea mea este următoarea. Ce o să faceți și cum o să faceți ca, pe de o parte, să duceți fugarii înapoi pentru a fi diferiți justiției, iar pe de altă parte, în măsură în care asta este posibil, să duceți înapoi banii furați de la cetățeni? Mulțumesc! Eu consider că aceste persoane care au plecat din Republica Moldova și au păstrat legăturile cu Republica Moldova, inclusiv legăturile financiare, inclusiv legăturile cu persoanele, și aceste persoane
întreprind, să zicem așa, anumite acțiuni, măsuri de influență pentru a își asigura liniștea și viitorul lor la libertate, să zicem așa. Respectiv, eu aș începe urmărirea sau controlul asupra acestei probleme din Republica Moldova. De la legăturile și contactele pe care aceste persoane le au în Republica Moldova. Și respectiv, foarte ușor sunt convins că s-ar putea ajunge la beneficiari și la destinatarii, inclusiv a mijloacelor bănești. Pentru că regula vieții, banul las urmă. Ce n-ar face? Unde n-ar răspunde? Acum, cum activează sistemele bancare, cum activează programele internaționale, nu e posibil să ascunzi banii fără a exista urmă. Totul este în legătură. Există legislație civilă care, din păcate, procurorii nu o aplică, ceea ce este o mare problemă. Există o viziune de-a mea referitor la activitatea agenților economici, pentru că toți banii ăștia au fost sustrași și extrași prin agenți economici. Există sau trebuie să existe o activitate legată de insolvență, trebuie să existe o activitate legată de răspunderea subsidiară, de răspunderea personală a tuturor persoanelor cu funcții de răspundere, pentru că sunt plecați din țară persoanele cheie. De la pedere nu s-au comis de o persoană, de un grup de persoane. Și respectiv, răspunderea tuturor membrilor acestor organizații ar duce la sporirea eficienței. Deci sunt nemijlocit de aceste persoane. Cercul, atunci când o să fie îngustat cercul asupra sau în jurul acestor persoane, ele o să fie extradate. Pentru că atunci când există rezultate pe interior, noi arătăm aceste rezultate partenerilor externi, atunci și ei vor colabora cu noi. Dacă noi nu o să facem regulă aici la noi în țară și nu o să arătăm că noi am întreprins anumite măsuri, noi avem probe, noi avem rezultate, noi putem demonstra și convinge partenerii externi, inclusiv organele procuraturii din alte țări, că noi avem probe și aceste persoane sunt pasibile răspunderii penale, atunci o să fie extradate. Dacă noi nu ne facem treaba acasă și încercăm să spunem că dați-ne că noi o să-i condamnăm și când ne întreabă aveți sau nu aveți probe, noi ezităm, nu o să avem rezultate. Cam asta. Mersi. Mulțumesc. Următoarea întrebare, vă rog. Vreau să cunosc viziunea dumneavoastră vis-a-vis de un așa aspect care se leagă de o dezbatere care există în mediul profesional de la noi din Republica Moldova despre necesitatea concentrării eforturilor Procuraturii Anticorupție pe investigarea cazurilor de corupție mare. Reieșind din această dezbatere, vreau să știu care este viziunea dumneavoastră și cum vedeți dumneavoastră, este necesară revizuirea competențelor Procuraturii Anticorupției prevăzute în codul de procedură penală, dacă vedeți necesare anumite modificări de legislație, iar din aspectul organizatoric, considerați că numărul actual, organizarea actuală Procuraturii Anticorupției, numărul actual de procurori, aveam în vedere, este corespunzător și este compatibil aceasta cu cerințele care stau în fața Procuraturii Anticorupției acum. Înțeles. Competența Procuraturii, așa cum ea există acum în codul de procedură penală, articolul 271 cu indicele 1, respectiv deja există o anumită clasificare a competențelor. Într-adevăr, din punctul meu de vedere, Procuratura Anticorupției urmează să se orienteze asupra cauzelor de corupție mare sau, în primul rând, corupția mare, iarăși. Pot fi două aspecte. Aspectul legat de subiect și aspectul legat de sumă, de valoare. Ce ține de... Eu consider că este mai important aspectul legat de subiectul infracțiunii, de persoana care comite aceste ilegalități,
Și după aceasta să intervine aspectul de valoare sau de cantitatea prejudiciului. Da, probabil că unele modificări în legislație sau modificările în legislație ar putea aduce o mai mare claritate asupra competenței și ar putea exclude anumite interpretări și liberul arbitru în ceea ce ține de stabilirea competenței de către procurori ierarhic superiori. Pentru că și asta este o problemă aparte. Interacțiunea și ierarhia procurorilor și cum lucrează interacțiunea, cum lucrează controlul ierarhic superior și, în general, dacă el există. Pentru că eu cred că controlul ierarhic superior nu există. Vă zic ca avocat. Sau dacă el și există, el nu este eficient. În lege există. Vorbesc în practic și în realitate. Pentru că asta este o problemă mare în general a sistemului procuraturii. Eficiența lui, da? Da. Ce ține de numărul de procurori, bun, iarăși vorbesc de viziunea și percepția externă. Instituțiile externe zic că noi avem mulți procurori sau mai mulți decât ne-ar trebui. Acest moment urmează să fie clarificat pe parcurs. Pentru că din start acum stai sau să suplinești funcțiile de procuror nu este bine. Aceste momente urmează să fie aranjate pe parcurs, urmează să fie începută o activitate de selectare atât a dosarelor cât și a persoanelor care au competență și după aceea o să fie clar. Deci trebuie micșorat numărul de state sau nu, pentru că noi avem două subdiviziuni, nordul și sudul. La nord și la sud sunt 5, la nord sunt 5 persoane, la sud nu știu cât, pare că sunt mai puțini. Respectiv, concentrarea la 30 de procurori în centru și lăsarea procurorilor din nord și sud într-un număr redus, iarăși aduce anumite disfuncții în parțile sau în regiunile nord și sud a țării. Urmează să fie efectuată o repartizare uniformă și corectă în dependență de sarcinile și volumul de lucru care este. Mulțumesc pentru precizare. Mulțumesc, domnule Pătrălea, vă rog. Bună ziua. Având în vedere că dumneavoastră doriți să accedeți la o funcție managerială, vreau să întreb viziunea dumneavoastră, pe scurt, conceptul, ce ține de integrarea abordării bazate pe dreptul omului în activitatea procurorii anticorupție. Atât din punct de vedere managerial, cât și procurorii să aibă un anumit instrument sau să fie prevenite anumite cazuri de discriminare, de inegalitate, de hărțuire. Dacă puteți pe scurt să ne spuneți despre asta. Viziune. Da, procuratura este instituția care urmează să supravegheze executarea drepturilor fundamentale, indiferent de faptul că activează în domeniul penal funcțiile respectiv care erau timpuri de supraveghere generală, așa numită, deja nu mai sunt efective sau nu mai sunt în competență. Da, drepturile omului, în primul rând, drepturile fundamentale ce ține de accesul la justiție, accesul la informații, excluderea oricăror forme de discriminare, indiferent de formele acestora, gen, apartenență etnică, urmează să fie, să stea în capul mesei în activitatea Procuraturii Anticorupției și, în general, a oricăror instituții publice. Există rezultate și ele urmează să fie îmbunătățite ce ține de egalitatea de gen, repartizarea și includerea în organele Procuraturii atât a numărului, să zicem, corect sau proporțional bărbați, femei, ce ține de persoanele cu deficiență sau cu care au nevoie de asistență, suport suplimentar, iarăși urmează să fie întreprinsă măsuri de acces
în instituții ca să fie create condiții pentru persoanele cu deficiență locomotorie, cu alte forme de, să zicem, necesități speciale. De aceea există necesitatea ca pe acest segment să se întreprindă anumite acțiuni și să fie concentrate eforturi în vederea îmbunătățirii situației și, respectiv, ca să fie asigurate aceste drepturi fundamentale. Mersi. Eu am să am o întrebare ca și în față de ceilalți contracandidați dumneavoastră. Care este autoaprecierea dumneavoastră referitor la întâlnirea de câte persoană dumneavoastră a criteriilor și condițiilor de accede în poziția pentru care candidați, avantajele și dezavantajele dumneavoastră în raport cu contracandidații și mai cu seamă pe criteriile profesionale și manageriale, în special experiența managerială a dumneavoastră, pentru, relevant pentru poziția pentru care ați candidat. Răspunsul la această întrebare nu cred că ține de mine, pentru că, în primul rând, eu consider că voi urmează să-mi faceți această apreciere. Eu consider că întrunesc condițiile, de aceea și-am înaintat candidatura mea, ce ține de capacitățile manageriale, experiența și cunoștințele pe care le am, eu consider că o să-mi permită să conduc o instituție numeroasă, cu personal numeros și cu diferite funcții. Ceilalți candidați nu aș vrea să mă expun asupra celorlalți candidați. Suntem egali în fața comisiei, fiecare își expune punctul de vedere, aprecierea urmează să o facă Consiliu. Doar că urmează să fie analizate din punctul meu de vedere, pentru că efectiv ar trebui să fie, ar trebui cel mai bun din noi să obțină rezultatele cele mai mari și cel mai bun dintre noi să câștige acest concurs. Chiar vreau asta, indiferent de faptul, o să fiu eu, o să fie altul, eu vreau cel mai bun din noi să câștige și rezultatele sau societatea să obțină cel mai bun om. Pentru că oamenii de cea mai bună calitate trebuie să meargă înainte. Mulțumesc, domnul Șoșa. În întrebare care am adresat-o celorlalți candidați, domnul Brânză, vreau să cunosc poziția dumneavoastră. Funcția de procuror șef e o funcție cheie în tot mecanismul de prevenire și combatere a corupției. Această funcție e asimilată cu funcția de adjunct a procurorului general. Totodată, procurorul general are anumite competențe și ține de numirea procurorului anticorupție în funcție, inclusiv și în anumite circunstanțe poți decide cu referire la demiterea acestea. Cum veți construi comunicarea cu procurorul general, astfel ca să asigurați autonomia funcțională a instituției procuratură anticorupție și să protejați independența procesuală, în special a fiecărui procuror, din cadrul acestei procuraturi, de, știu, intervenții din partea procurorului general, dacă vor exista. Da. Legea cu privire la procuraturile specializate conține anumite instrumente prin care Procuratura Anticorupției, ca și PCCOPS-ul, poate să își realizeze independența sau autonomia funcțională. Din punct de vedere financiar sau bugetar, Procuratura Anticorupției face parte, până la urmă, din sistemul organelor procuratorii. Respectiv,
colaborarea, conlucrarea, schimbul de, de informații, controlul ierarhic superior, în modul cum el este prevăzut de codul de procedură penală, nu pot fi excluse și ele sunt și urmează să continue să, să fie în modul în care este prevăzut de lege. Controlul asupra activității procurorilor din subordine, aici eu am o viziune mai specială legată de, iarăși, de experiența pe care am avut-o eu în organele procuraturii, de cazurile care au fost și, repet, eu consider că procurorii inferiori trebuie să activeze în liniște și chiar și dacă vreți cuvântul armonie, pentru că controlul de la Procuratura Generală urmează să fie efectuat prin procurorul șef și procurorii adjunți, dar nu direct. Pentru că controlul direct și relațiile directe sau influențele directe sunt doar în detrimentul activității. Iar procurorul general, ca persoană care stă în fruntea procuraturii și are credibilitatea, sau trebuie să aibă credibilitatea din partea tuturor procurorilor, respectiv trebuie să aibă acces la toate informațiile, la toate, inclusiv materialele, în măsura în care legislația permite acest lucru. Pentru că în capul meu trebuie să fie legea, dar nu interesul personal sau alte interese care pot exista în activitatea procuraturii. Asta a spus. Mulțumesc. Vă mulțumesc că au părut alte întrebări în legătură cu răspunsuri. Consiliul Rămâne. Eu vă mulțumesc, vă doresc succes. Vă mulțumesc să vă mulțumesc informații după finisarea tuturor. Bun.